prima probă, primele emoții, primele gafe, bacalaureatul a început pentru peste 160.000 de absolvenți de liceu cu proba orală la limba română. Unii au venit cu lecțiile făcute. Mă simt pregătit, acum trebuie să-l dau că sunt un pic în grabă. Le-ai descurcat, cum crezi? Eu zic că foarte bine. Foarte bine? Da. La ce calificativ te aștept? Cel mai mare. Alții s-au bazat pe noroc. La scris ce sper să spice? Relație. Relație între două personaje. La orice. La orice? Da. Ce crezi tu că e mai important așa pentru un popor, în afară de partea asta culturală? Ce ar trebui să mai avem? De tot. Să știm să ne gestionăm. Cine a scris Moara cu noroc? Slavici. Baltagu? M-am mai dat. Asta nu mai știu. Ion? Ion Rebran. Cine a scris în grădina Ghițimari? Ion Pilat. Riga Trică și Lacona Enigel. Ion Barbu. Sonetul 183. Poftim? Sonetul 183. Nu știu. A fost greu? Nu, a fost ușor. Hai că dacă înveți e ușor. La scripanul am câte? Stați că m-ați luat, am emoții în... Mulți dintre ei au venit la examen ca la o defilare de modă. Am îmbrăcat cum se prezintă la un examen decent. Acum ți-ai cumpărat nou hainele? Sau? Da, da, normal, special pentru examene. Consider că așa se prezintă la un examen. Te-ai cheltuit pentru, pentru vestimentați? 150 de euro. Deși calificativul obținut la probele orale nu influențează punctajul final de la bacalaureat, elevii nu pot promova examenul fără a susține aceste probe.